Sfântul împărat Constantin a văzut pe cer semnul Sfintei Cruci, iar semnul Sfintei Cruci este semnul lui Hristos, cel răstignit pe cruce, cel înviat. Și într-o parte spunem că prin această vedenie s-a considerat chemat de însuși Hristos la misiune, precum Sfântul Pavel pe drumul Damascului, când i s-a arătat Hristos și i-a spus să nu mai prigonească pe creștini. Sfântul împărat Constantin a fost călăuzit de acest semn biruitor și a văzut puterea lui Dumnezeu ajutându-l să împlinească misiunea la care a fost chemat, aceea de eliberator, de oferitor a libertății în întreg Imperiul Roman, așa cum însuși se consideră. Spune el că mulțumește lui Dumnezeu că și prin înțelepciunea și prin puterea lui l-a luat din părțile Britaniei și ale Galiei și l-a dus la Roma și la în partea de răsărit ale Imperiului ca să aducă pace, ca să aducă libertate, ca să ofere pacea de la Dumnezeu. Sfântul împărat Constantin a recunoscut că a fost ales și a fost mulțumitor că a fost ales de Dumnezeu să împlinească această misiune. Iar Sfânta Împărăteasă Elena, cum a spus, a descoperit crucea Mântuitorului. Sub semnul crucii au viețuit acești doi împărați și și-au împlinit misiunea. Iar cu semnul crucii ar trebui să călătorim și noi, căci este semnul jertfei, dar este și semnul biruinței. Nimeni nu va avea Duhul Sfânt pe care îl cerem în această sfântă zi dacă nu trecem prin jertfă cu speranța că vom ajunge la biruință. Nu este creștin cel care nu știe că trebuie să meargă pe urmele Mântuitorului și să treacă prin cruce, prin jertfă, prin dăruirea vieții lui, cu nădejdea că Dumnezeu își va trimite Duhul și va ajunge la biruință. Care este biruința, iubiți credincioși? Tocmai această dobândire a Duhului, tocmai această lumină și înțelegere că noi îl avem pe Dumnezeu în viața noastră, că noi primim Duhul, că Duhul ne luminează, că Duhul ne întărește, că Duhul ne curățește viața de păcat. Ca să ajungem acolo, trebuie să trecem prin jertfă, trebuie să trecem prin strădanii duhovnicești, prin post, prin rugăciune, prin dorință de a ne oferi noi viața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va răspunde și ne va trimite Duhul care să ne lumineze și să ne întărească. Aceasta este misiunea noastră a creștinilor și Sfinții Împărați Constantin și Elena ne sunt călăuzitori și exemplu. Și ne bucurăm noi cu toții să-i avem patroni ai acestei Sfinte Biserici și să le aducem cântare și rugăciune în fiecare zi de 21 mai și în această duminică când putem cu toții să participăm la Sfânta Slujbă și la masa festivă ca să prelungim această comuniune. Să spunem încă o dată la mulți ani celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, că sunt mulți dintre dumneavoastră, și nu uitați să le luați exemplul pe care vi l-am oferit, exemplul înțelegerii acestei asumări a crucii care ne duce la biruință, la lumină, la puterea lui Dumnezeu. Și mulțumim celor care sunt prezenți și invitatului nostru special, n-am preasfințitului arhiepiscop Serafim de Otau, n-am preasfințitul este episcop de 23 de ani în Canada și păstorește credincioșii canadieni care țin de Biserica Ortodoxă din America, Orthodox Church în America, și are această frumoasă misiune de 23 de ani, fiind convertit la Ortodoxie de la credința luterană. După ce a slujit ca preot în mai multe parohii, a fost hirotonit episcop vicar
și apoi episcop titular în 1990 pentru credincioșii din Ottawa și ne bucurăm să fie avut în aceste zile cu noi. Dorim să referim la preasfințitul Ioan. Dorim în acest timp să facem o bine față din Golden Days. On Friday for the Feast of St. Vincent de Heaven, on Friday night, and today for this big celebration in the entire community, I'd like to offer you, on behalf of our old brothers and sisters, the icon of the Mother of God, as a token of appreciation of your presence and of your prayers for all of us. We thank you very much, and we really appreciate your presence and your service today with all of us. Thank you for me to be here in Korea. Very refreshing in my heart. So I will pray, so open up my prayer for you. Thank you so much. Vă invităm pe toți la Romania. He visited Romania already 3 times. He's planning to go back during the summertime in August. And he starts at Bucharest. He's going to visit monasteries in Dobroja and in Transylvania. And then he will end his pilgrimage at the Puna Monastery on the Dormition of the Mother of God feast day, because they would have a big celebration, the consecration of the new iconograph. And since Eminence will be there, we wish him a good pilgrimage and many spiritual fulfillments. Vă invităm pe toți la masa festivă, avem program cu copii și avem program cu dansatorii. Rămâneți cu noi, căci avem ca de obicei bogate bucate pregătite de doamnele noastre. Mai 2 secunde să facem o poză cu